Bună, dragii mei, bună, suflete faine! Facem astăzi etalarea propusă de Adriana, dacă nu mă înșel, cu tema M-ai iubit sau am fost doar o opțiune? Bun, probabil că etalarea aceasta va fi adresată celor care ați avut pe cineva în trecutul vostru, cu care nu mai sunteți împreună în acest moment și doriți doar să știți dacă într-adevăr a fost iubire între voi sau a fost pur și simplu, nu știu, acolo ceva să fie. Ceva să fie, o întâlnire pe linia destinului. Bun. Și e foarte interesantă tematica asta, știi? Că, nu știu, sunt așa relațiile alea reziduale, știi? Unde tot te gândești, băi, o fi simțit vreodată ceva omul ăla pentru mine sau am fost doar așa, așa să fiu și eu pe acolo prin grămada aia de mai multe. Sau mai mulți. Bun, hai să vedem. Numărul 1, numărul 2 și numărul 3. O să încercăm să facem așa mai pe scurt, să nu mă extind foarte tare, deși sunt vorbă lungă, sărăcia omului. Când place să găsesc detalii și să caut acolo, să... Na, sunt curioasă, eu sunt ca o pisică curioasă, așa, îmi bag eu nasul pe unde nu fierbe oala. Bun, țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, etalări generale, care se pot potrivi 100% parțial sau deloc cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Sunt și un pic răgușită, oricum vocea mea e un pic cam groasă, dar sunt și un pic răgușită, așa că o să-mi cer scuze de pe acum. Da, bun. Haideți să vedem. Începem cu cei care ați ales turcoazul. Am uitat să spun, prima variantă avem turcoaz, cea de-a doua piatra soarelui, iar cea de-a treia ametistul, în cazul în care vreți să alegeți după pietricele. Ok, numai puțin să opresc câinele. Taxi. Taxi. Nu, mami, nu. Nu. Oprește-te. Bun, turcoazul. Hai să vedem. Și nici nu știu cum să facem, dar hai să începem. Cred că o să facem trecut, prezent și viitor și vedem ce a simțit omul ăsta pentru voi. În trecut, dacă mai simte ceva în prezent și dacă va mai exista pentru cei care sunt interesați și varianta aceea în care vreți să vă regăsiți cu această persoană sau vreți să reîncepeți ceva. Bun. Să vedeți dacă mai ar fi vreo șansă, pentru că odată ce am abordat această temă, automat că ceva acolo a mai rămas, nu? Ceva nu-i vindecat, ceva nu este vindecat, pentru că atunci când ești indiferent față de o persoană, atunci poți să te consideri o persoană vindecată complet, adică atunci când nu-ți mai pasă, da? De niciun fel. Adică așa, să nu te mai intereseze deloc, 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 deloc. Dar atâta timp cât ești aici cu mine, probabil că încă te mai interesează. Și hai să vedem în trecut. În trecut, probabil că tu ești aici. Nu simți să fie cealaltă persoană, ci mai repede aș tinde să cred că ești tu. Erai foarte focusată pe dragoste, foarte focusată să primești iubirea din partea acestei persoane. Numai că această persoană, din câte văd eu aici, era așa un dragon de foc. Da? Adică exista riscul acela să te ardă, să-ți ardă mâinile. Tu ai întins mâinile către el. Tu ți-ai întins mâinile către el, tu ai încercat să-i oferi ceva frumos, numărul 24, deci avem un 6, dragoste, tu ai încercat să îmblânzești dragonul. Nu știu dacă ai reușit tu să-l îmblânzești, acum să nu înțelegi ceva greșit. Hai să vedem în prezent. Sunt lucruri care ar trebui să fie mult mai atractive sau mai atrăgătoare pentru tine în acest moment. Nu văd în cartea asta niciun fel de... E numărul 22, dar nu văd niciun fel de energie masculină, adică pe el nu-l simt aici deloc, ești doar tu. Doar tu, doar tu. Iar aici, în viitor, numărul 14,
adică un 5, în cazul în care îți dorești să intervină schimbarea, ai nevoie de ajutor. Adică, dacă aveți prieteni comuni, dacă aveți cunoștințe comune, dacă probabil că în viitor tu nu prea o să mai știi mare lucru despre persoana asta și că ar trebui să cauți așa informații, dar în același timp probabil că vei avea nevoie de să tragi un pic sforile, știi ce vreau să spun? Dacă îți mai dorești persoana asta în viitor. În trecut, văd că tu ești cea care ai încercat să îmblânzești persoana asta destul de puternic. Am impresia aia că tu ai fost cea. Nu mi-arată că era curios de tine, da? Apăreai ca și o curiozitate. Dar hai să vedem ce ne spun cărțile. Să vedem. Ce ne spun cărțile? Ce a simțit persoana asta sau cum te-a văzut în trecut? Punem așa o carte pentru cum te-a văzut, da? Ce a simțit? Uite, am vrut să iasă două, o să pun două. Și ce dorințe a avut în legătură cu tine, ok? Facem așa. Cum te-a văzut sau ce a gândit, ok? Cum te vede în prezent, cum gândește despre tine și ce dorințe, dacă mai există dorințe în legătură cu tine, dacă mai are dorințe. Iar în viitor facem la fel, cum o să te vadă în viitor, ce o să simtă pentru tine în viitor și care îi vor fi dorințele legate de tine. N-am făcut niciodată detalarea asta, dar mi s-a părut interesant subiectul. Bun. Cum te-a văzut pe tine Regina de Cupe, vezi? Regina de Cupe, adică cea plină de emoție, cea care oferea, cea care dădea din tot sufletul. Tu ai iubit persoana asta, că de-aia ești aici azi cu mine să întrebi. De-aia și întrebi de treaba asta, pentru că ai iubit persoana asta. Tu ai oferit dragoste necondiționată, ok? Regina de Cupe asta face. Regina de Cupe iubește necondiționat, adică nu așteaptă nimic în schimb. Cu riscul de a primi, nu știu ce, o văpaie, da? De paie, o văpaie de paie, o văpaie, adică nimic. Dar nu contează, pentru tine n-a contat. Bun. Deci cum te-a văzut? Așa te-a văzut, ca pe o regină de cupe. Numai puțin. Hai să vedem. Iar aici avem spânzuratul și nebunul întors invers. Păi nebunul întors invers mi-arată faptul că nu a vrut să riște absolut nimic cu tine. Da? Ce a simțit el pentru tine? Nu a vrut să riște absolut nimic cu tine. S-a pus oarecum în papucii tăi. Nu prea îmi place. E ceva de genul, ok, nu vreau să risc absolut nimic cu tine, da? Mă pun în papucii tăi, probabil că ți-a dat atenție datorită faptului că tu, vezi tu, atunci în momentul în care tu oferi iubire din tot sufletul, da? Indiferent cât de, cum să spune ție, cât de bolovan ar fi omul ăla, da? Tot îl miști un pic, că n-ai cum să nu-l miști, n-ai cum, e imposibil. Și probabil că asta a făcut persoana asta să se miște așa un pic din loc, pentru că s-a pus cumva în locul tău. Nu prea îmi place, știi ce ți iese, dar o să vedem. Iar aici ca dorință, dorința doiul de cupe, măi, frumos. Am impresia că la început a fost atras de faptul că ție ți-a plăcut de el, da? Că tu l-ai iubit, că tu ai fost acolo lângă el, ca și o mamă, ca și o prietenă, ca nu știu ce ai fost tu, dar ai fost acolo lângă el. Atunci când el a avut nevoie sau lângă ea, bineînțeles că acum, na, dacă sunteți domni pe aici care ascultați, puteți doar să inversați energiile, da? Dar datorită faptului că 85% dintre abonații mei sunt doamne, o să mă adresez ca fiind în fața mea partea feminină, dar dacă sunteți un domn, o să vă rog să nu vă supărați, că nu vreau să fac discriminare, ci pur și simplu, na, e destul de greu să zic pentru el, ea, el, ea, nu mai știu ce fac aici. Bun, deci ce și-a dorit de la tine? Doiul de cupe și-a dorit, ok? În trecut văd că și-a dorit reciprocitate, da? Văd că a avut momente când și-a dorit reciprocitate. Deci asta îmi spune faptul, cartea asta îmi spune faptul că persoana asta la început când te-a cunoscut nu a simțit mare lucru pentru tine, ci pur și simplu a fost atras de faptul că tu țineai la el, ok? Dar apoi a început să îi crească sentimentele, a început să simtă. Și și-a dorit uniunea cu tine, văd, și-a dorit reciprocitate. Ce văd eu aici? Că nu a vrut să-și asume un risc, din păcate, cu tine. Nu a vrut. Deci nu a vrut să lase totul în spate și să te ia de mânuț așa și să mergeți în lume, știi? Doar voi doi. Adică nu a fost total sigur că te vrea pe tine și doar pe tine. Nu a fost sigur.
a vrut să-și ia un timp așa de gândire în care s-a cam pus el așa în papucii tăi un pic, dar spânzuratul, vezi tu, cam asta mi-arată că a vrut să se gândească mai bine. Hai să văd în prezent. 10-le de cupe. Cum te vede? Te vede împlinită. Te vede fericită acum. Posibil ca tu să fii într-o relație acum sau nu neapărat, dar indiferent cum ai fi, el crede că tu ești bine, că ești fericită. Ok? Deci așa te vede acum. Fericită. Împlinită. Poate ai și copii. Poate că, nu știu, dar te vede fericită. Ok. Ce simte în acest moment, adică în prezent pentru tine, te vede ca pe o regină de bâte, da? Te vede o persoană atractivă, o persoană frumoasă, vezi tu, în trecut te-a văzut ca pe o regină de cupe. De ce? Pentru că în trecut tu probabil că i-ai oferit toată dragostea ta, dar în prezent deja tu ești independentă, tu ești diferită, tu ai grijă de tine. Te vede atrăgătoare, să știi, foarte atrăgătoare. Deci dacă ți-ai pus vreodată întrebarea, să zicem că tu te gândești că poate, da, dar eu nu l-am mai văzut de nu știu cât timp. Sunt rețelele astea de socializare unde te pot, na, dacă ai cont pe Facebook, pe Instagram, pe ce mai fi pe acolo, e foarte ușor să te găsească și să te vadă, da? Să te admire din umbră. Și te vede fericită, te vede împlinită, te vede frumoasă, atractivă, ok? Ca și dorințe în prezent, îi se pare foarte greu să-și mai pună dorințe în legătură cu tine. Eu am impresia că omul ăsta în unele situații te-a lăsat la greu. Te-a lăsat atunci când ți-a fost lumea mai dragă, știi? Ceva de genul ăsta. Sau poate că tu l-ai lăsat pe el, nu contează care pe care v-ați lăsat, dar am impresia că, ca și dorințe, văd că nu, nici nu vrea să se gândească, știi? E așa, mi-e greu să mă gândesc. Mi-e greu să-mi dau seama dacă mai vreau ceva cu femeia asta, cu bărbatul ăsta sau nu. Da. Bun, în viitor, hai să vedem și aici. Puterea, o să te vadă extrem de puternică cu puterea, da? Foarte puternică. Poate că unii dintre voi sunteți zodia leu. Mă tot rugați unii dintre voi să vă spun zodiile. Zodiile nu au nicio treabă cu energia cărților, da? Zodiile de obicei le folosesc mai mult atunci când fac etalări personale sau personalizate, când le fac. Pentru că, cum să spun, eu dacă, de exemplu, tu ești, nu știu, Capricorn, da? Așa. Și tu te aștepți ca mie să-mi iasă Capricornul aici pe masă. Dar tu ai energia leului, da? Tu ai un ascendent în leu, de exemplu. E foarte greu, pentru că deci zodiile n-au nicio legătură, dar pentru cei care doriți zodiile, o să încerc din când în când așa, când le mai văd și mi-aduc aminte să vi le spun. Bun. Ia să vedem aici. Am făcut așa o mică paranteză, îmi cer scuze pentru cei care nu erau interesați de treaba asta. Ce simte pentru tine? Simte că asul ăsta de spade, vezi tu, e foarte interesant asul ăsta de spade, pentru că aici nu mi-apare nicio spadă, adică nu simte să comunice, nu simte să, ci pur și simplu în capul lui se învârte așa ori în creștere, ori în descreștere, deci când asul de spade, ce simte pentru tine cu asul ăsta de spade? Are claritate în legătură cu tine, dar ce? Ok, e clar că tu ești independentă, e clar că ești frumoasă, că nu văd să-i pară rău. Și aici avem cavalerul de bâte. Ce-și dorește? Da, ce o să-și dorească? Da, probabil că o să vină un moment când o să-și dorească, așa să vă mai întâlniți măcar o dată, da? E ceva de genul măcar o seară sau măcar o dată. Cavalerul ăsta de bâte e o energie frumoasă atunci când îți dorești o aventură cu cineva, da? Pentru că ăsta te iubește de sar capacele, dar e așa de aventură. E, cam asta și-ar dori omul ăsta. Așa și-ar dori o aventură, știi? O dată, măcar o dată să te văd, știi? Ceva de genul. Ca și dorințe aici. Interesant. Bun. Dar, na. Acum să răspund și la întrebarea dacă te-ai iubit. Da, te-ai iubit, pentru că ți-apare doiul de cupe. Da, a fost iubire, dar nu de la început. A fost o perioadă când și-a dorit într-adevăr să fie reciprocitate, pentru că a simțit anumite lucruri pentru tine și și-a dorit ca și tu să simți același lucru pentru el.
dar eu am impresia că tu l-ai iubit mai mult pe el. Asta e ce văd eu de aici. Și în prezent te vede fericită. Acum, na. Te vede fericită. A fi, nu știu, adică nu prea ar vrea să-ți strice ție bucuria asta, vezi tu? Nu vrea să strice fericirea, pentru că felul în care te vede, zecele de cupe și ceea ce își dorește. Pentru o parte dintre voi, dar pentru o mică parte dintre voi, vezi tu, el te vede fericită sau ea te vede fericit sau fericită, na? Și ce își dorește? Mai poate fi și altceva, dar e răutăcios aici ce o să spun acum. Probabil că se oftică. Da, asta e pentru o mică parte, așa, o paranteză micuță. Probabil că se oftică aici, că ești bine, că ești ok, că ai ajuns independent, independentă, că strălucești, că ești așa sparkle în momentul ăsta și și-ar dori ca tu să fii așa mai amărâtă, mai amărât cu, uite câte bagaje aici să duci după tine și să nu prea să fie bine. Da, pentru o parte dintre voi. Probabil pentru aceia care ați lăsat în urmă pe cineva, ok? Și ar dori să nu-ți fie chiar atât de bine. Unii, deci e o mică paranteză așa, na, unora. Bun, hai să, cum îmi place mie să mai extrag așa cât un sfat la sfârșit sau ceva de aici, ce ar trebui tu să faci? Sau, nu știu, mesaje din partea acestei persoane. Uite, mesaje facem din partea acestei persoane pentru tine. Și hai să văd. Dacă ar avea ceva, dacă ar mai avea ceva să spună. Da, vezi, pentru unii dintre voi și-ar dori ca tu să-ți admiți greșelile. Deci în cazul în care știți că i-ați greșit acestei persoane, acum nu săriți în cap, pentru că, na, din punctul lui sau punctul ei de vedere, unii dintre voi ați greșit cu ceva, cu ce Dumnezeu știe. Dar nu se lipește de toată lumea mesajul ăsta. Pentru unii, na, ce ar vrea să spună? Pentru a face pace, să-ți admiți greșelile, adică să recunoști. Să recunoști că tu ești cel sau cea care a greșit. Pentru o altă parte dintre voi poate fi exact opusul. Adică persoana asta ar dori să-ți spună că îi pare rău că a greșit. Noi începuturi. Da, uite, alții dintre ei v-ar spune că și-ar dori să o reluați, să reluați conexiunea și să aveți parte de un nou început. Ok, și ce ți-ar mai spune? Angajament. Te-ar felicita. Te-ar felicita pentru că ești fericit sau fericită sau pentru noua ta relație. Ar mai putea fi și asta, da? Ar mai putea fi și asta. Unii dintre ei ar vrea să te felicite, dar acum nu știu dacă într-un mod bun sau doar așa sarcastic, știi? Să te felicite pentru noua ta relație sau pentru faptul că ești fericit sau fericită. Bun. Asta ar fi fost prima. Nu am ce să clarific. Nu. Clarific numai în cazul în care nu să-l mai clarific pe toate, pentru că durează mult. Așa că ideea ați prins-o. Da. Nu simt neapărat să-i pară rău aici, ci pur și simplu, da, la întrebarea precedentă, da, te-ai iubit cândva. Nu simt să te iubească neapărat în prezent, ci mai mult ar dori să te mai vadă măcar o dată. Ce am făcut eu cu cărțile, nu știu unde le-am pus. Bun, o să-l pun un pic pe pauză până le amestec și revenim cu cea de-a doua variantă. Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă, cei care ați ales piatra soarelui, ce fain strălucește. Ok, haideți să vedem. Începem cu cărțile din oracol. Măi, ce agitație aici. Da. Și încercăm să răspundem așa pe scurt la întrebarea Adrianei, cea care mi-a fost adresată de către Adriana, dacă te-ai iubit vreodată sau ai fost doar o opțiune treacă-t așa prin viața acestui om. Ia să vedem.
te-a iubit sau ai fost doar o opțiune? Ce zici tu? Tu ce crezi? Ce-ți spune ție sufletelul? A fost iubire sau a fost așa apă de ploaie? Ce spune ție sufletelul tău? Bun. Le las așa și extrag și cărțile, iar apoi le întoarcem pe toate. Uite, prima carte, Cavalerul de Cupe, s-a întors. Ok. Ce gândește sau ce o să gândească în viitor? Aici e trecut, prezent și viitor. Sunt un pic obosită și uit să vă dau și detaliile. Ce gândește sau ce a gândit, ce a simțit și ce dorințe a avut în legătură cu tine? Ce gândește în prezent, ce simte în prezent și ce dorințe, dacă mai are dorințe în legătură cu tine? Ce va gândi în viitor despre tine? Ce va simți, dacă va mai simți ceva și care vor fi dorințele? Iar la capătul pachetului văd că avem un 5 de cupe. Asta e un regret mare aici cu 5 ăsta de cupe și eremitul. Olo, și împărăteasa s-a întoarsă invers și 3-ul de cupe. Aici e un regret mare, mare, mare. E cu plânsete aici. Nu-i bine. Cineva a plâns după tine rău de tot. Rău, rău, rău. Bun, hai să vedem. În trecut, Cavalerul de Cupe. Acum tu, dacă ești, indiferent că ești o doamnă sau un domn, a văzut în tine, pentru că aici întreb cum te-a văzut pe tine, da? Felul în care ai fost tu perceput ca și un Cavaler de Cupe, ca o persoană care a știut să ofere dragoste, care a știut să dea, care... a venit tot timpul, da, cu emoții, care i-a produs emoții, ai adus emoții în viața lui, nu știu, l-ai făcut să simtă sau ai făcut-o să simtă emoție. Bun, ce a simțit pentru tine? 7 de bâte. A vrut să lupte. Eu zic că a vrut să lupte cu 7-le ăsta de bâte pentru tine și a dorit să lupte pentru tine. Și ce dorință a avut? Și aici avem... avem Cartea Puterii. Ce dorință a avut? Eu cred că a vrut să te îmblânzească. Eu cred că a vrut să te îmblânzească. A vrut să te facă să te lege de el sau de ea. Vezi tu, aici e un lanț care e în jurul, l-a pus în jurul gâtului acestui tigru, acestui leu. Eu cred că a vrut să te domine sau a vrut să te să creezi o legătură așa între tine și el sau între tine și ea. Ce a simțit? A simțit o luptă așa constantă, a simțit respingere într-un fel din partea ta, am impresia, și cred că și-a dorit să te lege de el sau de ea. Hai să văd în prezent, mai simte ceva? Iau, ce cheeky este pajul ăsta de bâte, uite cum se uită așa. Cheeky, cheeky. Cum te vede? Ca și pe un paj de bâte. Pentru mine pajul de bâte e un fel de domnul Goe, știi? O persoană așa mai răsfățată, o persoană, cum te vede pe tine, mai răsfățat, mai bun strateg în același timp, pentru că aici avem o tablă de șah, da? Cum te vede, cum te vede? Mult entuziasm în cartea asta, dar cred că și imatur sau imatură în același timp. Ce simte? 4 de spade, se vindecă. În prezent se vindecă sau crede că s-a vindecat, crede că s-a vindecat. Eu am impresia, vezi tu cupajul ăsta așa cum te vede pe tine, e ca și cum ar zice ceva de genul că ai rămas copil sau că ai minte de copil sau suflet de copil sau ceva în genul ăsta sau că nu ai crescut, nu te-ai maturizat, că vei rămâne mereu un copil. Vezi tu în trecut acolo a vrut să lupte pentru tine, a vrut să-și lege destinul de al tău, a considerat că ești... Și acolo te-a văzut destul de imatur, imatură, da, cu cavalerul ăsta, dar totuși, cavalerul e mai sus decât pajul. Acum văd că în ochii acestei persoane ai cam scăzut în loc să crești. Da? Văd că ai cam scăzut, ai cam dat așa înapoi. Adică ai rămas așa un veșnic imatur sau ceva în genul ăsta. Sau imatură, na. Și aici ce dorințe are cu tine? Pajul de pentacule. Își dorește să...
te întâlnească. Pentru mine pajul de pentacul înseamnă întâlnirea față în față, să se materializeze. Dar atunci când te întâlnești cu persoana respectivă față în față, nu doar online, nu în poze, nu în... Așa, să fiți voi doi la o masă și să stați de vorbă. Probabil că și-ar dori să te mai vadă, da? Să te mai vadă, măcar să vă întâlniți pe stradă. Hai să văd în viitor dacă își schimbă percepția. Doiul de spade, nu și-o schimbă, să știi. Doiul de spade e blocaj. Fuh, ce simte? Șaptele de spade în viitor. Aoleu, și șasele de spade. Nu prea e bine, să știi. Nu știu de cine ai întrebat tu aici, dar în trecut să știi că te-ai iubit. Da, să-ți răspund la întrebarea asta, da, te-ai iubit și chiar simt așa un fel de obsesie că a avut pentru tine în trecut. Dar în prezent se pare că persoana asta s-a vindecat, se pare că persoana asta te consideră imatur, imatură și ar dori așa să mai dea ochii cu tine, da? Dar în viitor văd că nimic nu mai e așa, linie, da? Nu mai interesează. Și hai să vedem și mesajele de la îngerași, că le-am lăsat la urmă la tine, nu știu de ce. Da, uite, vezi, numărul 22. Ai contat pentru persoana asta, ai fost ca și un copil. A simțit nevoia să te protejeze, a simțit nevoia, vezi tu aici, nu văd o energie masculină matură, da? Nu văd un bărbat în cartea asta, văd un copil, e o mamă și un copil. Erai tot ce contai, totul ai fost pentru el sau pentru ea în trecut. Nu știu de ce simt foarte mult o energie masculină aici. Probabil că domnii și-au ales, unii dintre domni și-au ales această variantă și e destul de puternică energia cuiva aia în seara asta. Bun, deci cam asta a simțit. A simțit nevoia să te protejeze, a simțit nevoia să te aibă, să te țină lângă, să... Na. Dar în prezent... Nu, în prezent se iubește pe sine. Da. Uite, e o transformare, a trecut printr-o transformare destul de mare aici, numărul 8. Se consideră... Adică nu neapărat că se consideră, nu știu cum să spun, și-a îndreptat atenția către sine, știi, foarte mult. A învățat să se iubească pe sine mai mult. Da, tu ai rămas pentru persoana asta veșnicul sau veșnica, imatur, imatură, nu știu. Așa, iar aici în viitor, ia uite, o nouă dragoste, iar 26, adică un 8. Da, îmbrățișează o nouă iubire, o nouă dragoste. Da, a fost, da. Dar știi cum e aici? Ce a fost, a fost. Ce a fost, a fost și nu mai e. Nu mai este. O nouă iubire îi apare acestei persoane în viitor. Și văd că, da. Toate cărțile îmi indică faptul că merge către... Îi se pare că ai mințit, că te-ai furișat, că nu știu ce ai făcut tu aici, vezi tu. Ce simte? Simte că nu ești ce trebuie să fii, na. Îmi pare rău că iese așa, na. Poate te așteptai să iasă altfel, dar n-au ieșit. Ia să văd aici. Uite. Asta e cartea, asta îmi spune că trebuie să te debarasezi de lucrurile vechi. De ce a fost vechi, trebuie să-l lași în spate. Astea sunt mesajele pe care... scoate mesaje din partea acestei persoane pentru tine. Probabil că na, ăsta ar fi ceva mesaj de genul să lași în spate tot ce a fost acolo, că n-are sens. Ok. Ia uite. O lecție. Relația asta a fost ca și o lecție. Iar aici ce avem? Da, să te axezi pe tine, pe stabilitatea ta, pentru că totul se va rezolva, dar să găsiți cumva armonia dintre voi doi, adică să nu purtați unul altuia ranchiună, iar la capătul pachetului, iau de letting go. Deci e clar, aici nu mai e nimic de făcut, e foarte clar, adică mesajul îmi vine așa direct. Cinciul de cupe, a suferit persoana asta după tine, să știi. Asta pot să-ți o spun. Persoana asta chiar a suferit după tine, dar în prezent și mai ales în viitor apropiat, zero. Nu mai interesează, adică s-a vindecat. Văd că aici, în prezent, deja se vindecă
Și în viitor văd că nimic. Vezi tu cartea asta, la bun început am văzut că cineva a suferit aici rău de tot și a stat așa în pustiu, știi cum ar fi, adică a stat și s-a gândit și a analizat și a căutat și a găsit până la urmă soluția și soluția este să-și vadă de drum. No, bun. Nu știu dacă ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, asta e ce să fac. Mie așa îmi spun cărțile, așa spun și eu mesajul. Ți-l transmit. Dacă simți tu că e diferit, înseamnă că nu e pentru tine. Ok? Nu mă certa. Că mă cerți degeaba. Că eu nu pot să bag de la mine dacă nu este. Nu este, nu este. Că eu nu încerc să vă fac fericiți, eu încerc să vă arăt... Să vă deschid ochișorii așa celor care îi aveți ușor închiși. Bun. Cei care ați ales ametistul. Ametistul. Hai să vedem. Să vedem ce o să iasă. Nu l-am mai pus pe pauză. Le amestec așa în fața voastră un picuț. Și să vedem. V-a iubit sau a fost doar o opțiune? Voi ce ziceți? A fost ceva sau n-a fost nimic? A fost așa apă de ploaie acolo. În trecut, în prezent și în viitor. Și uite, așa avem trei cărticele. Și să vedem și de aici. V-a văzut în trecut, ce a simțit pentru voi și ce dorințe a avut în legătură cu voi. Ok, în prezent, cum vă vede, ce simte, mai simte ceva pentru voi și dacă mai are ceva dorințe. Iar aici, în viitor, ia să vedem cum o să vă vad în viitor, le iau așa aleatoriu, nu mai simte ceva pentru voi în viitor și... Dacă mai are ceva dorințe. Ce frumos e spatele la cartele. Cărțile astea, ce frumos are spatele. Bun. Aici, la capătul pachetului, avem lumea și judecata. Se pare că este posibil ca această relație să se fi închis așa în mod natural, ori pentru că este o distanță între voi, ori pentru că pur și simplu ați ajuns la capăt, adică s-a terminat. S-a consumat tot și nu mai e nimic. Dacă s-a consumat, s-a dus naibii, ce să mai... Bun, pentru unii. Hai să vedem, hai să întorc cărțile. Măi, dar ce departe le-am pus, nici nu ajung la ele. Ia să văd aici. Credință, numărul 12. Unul dintre voi, dar văd că aici este doar o energie feminină, unul dintre voi a avut credința și a dorit foarte mult ca celălalt să se transforme sau ca relația asta să se transforme în ceva mai bun, în ceva mai frumos. Și ia să vedem cum te-a văzut în trecut. Foarte multă chimie a văzut între voi doi cu magicianul aici. Te-a văzut așa plină de magnetism, da? Ca și cum ai atrage, atragi foarte mult, ai atras cel puțin în trecut. Cum te-a văzut, ce a simțit pentru tine? Ia să vedem, șaptele de spade. Aha, te-a mințit. Te-a păcălit cu ceva. Cu ce te-a păcălit și ce și-a dorit? Și steaua. Ce interesant. Ce interesant, magicianul, steaua și șaptele de spade. Și uite că astea, cărțile astea de obicei le folosesc pentru vărsători, știi, că au steluța asta pe spate. Ambele cărți reprezintă vărsătorul aici. Bun, cum te-a văzut? Păi a văzut că, sau a văzut că poate să te manipuleze și asta mai poate fi, să știi, magicianul, că ești ușor de manipulat, pentru că nu-mi place ce a simțit pentru tine, da? Nu-mi place ce a simțit șaptele ăsta de spade, adică a simțit nevoia să te mintă și dacă te-a mințit frumos, știi, a simțit nevoia să te mintă, a simțit nevoia să fugă de tine, să-ți ascundă ceva, să păcălească, să-și ascundă adevărata față. Vezi tu, dacă te uiți în cartea asta,
ce ți-a arătat, uite cât acerbu și ce frumos a fost și de fapt uite ce simțea, da? Ia uite-te tu ce simțea. Nimic. Un ieduț mic aici. Fricos. Ok? Deci ceea ce, ce spunea ție și cu luna asta aici, ceea ce spunea ție persoana asta era foarte diferit de realitate. Da? Te-a mințit frumos. Ce și-a dorit de la tine cu steaua? Numai puțin. Tai si. Doamne. Bun, ce și-a dorit de la tine steaua? Cu steaua. Să-l vindeci. Eu am impresia că ai fost relație pansament, să știi. Nu știu de ce simt foarte mult treaba asta. Bun. Hai să mai vedem. Și știi care-i treaba? Pansamentul e bun atâta timp cât e bun și după aia îl arunci la gunoi. Din nefericire. Cred că a vrut să-i vindeci rănile. Cred că a vrut să-l ridici de la pământ. Pentru că foarte mult mă interesează trecutul în cărțile astea, de data asta. Nu mă, normal, mă interesează prezentul și viitorul, dar vezi tu că întrebarea este dacă te-ai iubit sau ai fost o opțiune, da? Și eu am impresia aici că tu l-ai ajutat foarte mult. Tu ai ajutat persoana asta foarte mult să se ridice de la pământ. El a fost mic. A fost mic. Ceea ce a simțit aici era că îi vai de mama lui, știi, ceva de genul. Era vai și amar și tu l-ai ajutat să ajungă dita mai cerbu, știi? Cred că a simțit aici cu, s-a gândit că te poate manipula cu magicianul. Mai repede tind să cred lucrul ăsta. Nu are ce căuta șaptela de spade acolo la sentimente, deci e clar că ceva nu-i bine. Bun. În prezent. În prezent, uite că s-a schimbat un pic treaba. În prezent văd că este între voi o conexiune telepatică. Văd că e multă telepatie. Foarte multă telepatie între voi doi. Eu am impresia că în trecut, persoana asta a vrut să se folosească de tine sau ai fost o relație pansament. Asta e. Dar văd că în prezent lucrurile s-au schimbat. Văd că în prezent există foarte multă telepatie între voi doi și ce mai văd eu aici este conexiunea asta de șase de cupe, da? De suflete pereche, de relație dintr-o altă viață, se gândește. Eu probabil mă gândesc aici că omul ăsta s-a interesat, poate că tu i-ai spus, poate că altcineva i-a spus, poate că a auzit undeva, na, de chestia asta cu suflete pereche, cu suflete gemene. A simțit așa, adică în prezent simte că lucrurile s-au schimbat. Vezi tu că de-aia mi-apare aici transformarea, că e în plină transformare, că la început omul s-a gândit că ești doar o opțiune, s-a gândit că tu îl poți ajuta să se vindece de ceva rană. Dar apoi, mai târziu, că așa se întâmplă, se transformă. Să știți că relațiile karmice se pot transforma. Se pot transforma. Și atunci când se transformă e foarte frumos pentru că cum să zic eu, nu se transformă doar într-o relație de suflete pereche, ci pur și simplu se transformă în ceva solid, da? Într-o iubire din aia solidă și care ține. Bun. Ce simte în prezent? Că ești superbă. În cazul în care ești o doamnă, avem regina de bâte aici, ești sigură pe tine, te vede foarte sigură pe tine, este foarte atras de tine, de prezența ta. Te vede total diferit de cum te-a văzut în trecut, ok? Te vede total diferit, te vede superbă, frumoasă. Și ce vrea? Soarele, wow, ce frumos, soarele. Să-ți aducă fericire, să aducă claritate, să aducă... Vezi tu, s-a transformat, că de-aia mi-apar mie fluturește aici mulți. Și probabil că tu ai avut credință, probabil că ți-ai dorit treaba asta... Și ai crezut în relația asta, probabil că ai luat-o așa cu ușor, ușor, ceva în genul ăsta, da? Și în prezent văd că lucrurile s-au transformat sau sunt pe cale să se transforme în ceva frumos. Numai puțin că mă deranjează foarte tare câinele, stați un pic să-l opresc, să-i dau ceva să ronțăne. Îmi cer scuze. Bun, haide să vedem. L-am potolit pe sfărăilă, că începuse să-și lingă lăbuțele aici lângă mine, tot plioș, 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 plioș. Bun. Hai să vedem în viitor. Ia să vedem. În viitor o să te vadă extrem de puternică, o persoană foarte puternică, da? Pe umerii căreia se poate baza. Da. O să te vadă puternică. Hai să vedem. Opa! Treiul de spade, cum te va
cum o să te perceapă, cum o să te vadă, ce o să simtă, puterea. Ok, cred că tu se întoarce roata și aici ce o să-și dorească, să o luați la capăt sau un nou început sau... de aceea am văzut lumea, lumea și nebunul, uite, lumea. Avem lumea aici și nebunul. Eu am impresia, pentru unii, vedeți, voi văd mai multe variante de data asta, adică cel puțin două, care o să le și spun. Pentru unii dintre voi, probabil că încă sunteți cu această persoană și vă interesează cum v-a văzut această persoană atunci când v-ați cunoscut și ta-ta-ta. Bun, în prezent toate bune și roz și frumoase, sau cel puțin pe cale să fie frumoase, da? Dar în viitor văd că persoana asta te vede mult mai puternică decât el sau decât ea. Și știți cum se întâmplă? Atunci când se dezechilibrează un pic balanța, apare treiul ăsta de spade unde apar răni, apare ideea aceea de ce mă fac, văd că e rănită persoana asta sau poate că el te va răni pe tine sau poate că el sau ea te va răni pe tine. Dar oricum vede o rană. Deci în viitor o să te vadă relația dintre voi doi va fi așa... nu prea bună, da? Dar totuși, puterea asta, vezi tu că după întotdeauna puterea apare după treiul ăsta de spade. Adică ce înseamnă? Rănile astea treceți peste ele, da? Și o luați iarăși de la zero. Iarăși începeți o nouă legătură. Asta e pentru cei care sunteți acum împreună, da? Toate bune și frumoase, dar mai... târziu, probabil că ceva se va întâmpla acolo. O să clarific, uite, la voi, o să clarific treiul ăsta de spade, vedem ce se va întâmpla. Și aici văd că ce-și dorește pe viitor, da? Să o luați de la zero, să începeți totul de la început, să lăsați totul în urmă, să uitați totul, să ceva de genul ăsta. Bun. Pentru alții dintre voi care nu sunteți acum împreună cu această persoană, se pare că persoana asta a realizat că voi sunteți cu totul altceva decât au crezut ei la bun, de bun început, da, cei care nu sunteți împreună, de la bun început. Și din câte îmi dai o seama aici, am inversat cărțile, nu știu ce le-am inversat. Poate o fi un semn că le-am inversat. Cum vă vede în viitor? Interesant. Eu cred că vă pune la încercare. Cred că ceva se întâmplă aici în viitor și vă rănește sufletul. Nu înțeleg de ce vă rănește, de ce apare treiul ăsta de spade aici, ca și rană sufletească. Eu cred că se întoarce cumva roata. Nu mi-a apărut roata norocului, dar am impresia că se întoarce roata, pentru că persoana asta la început, vedeți voi, n-a dat doi bani pe voi, ceva în genul. Apoi, în prezent, a început să vă vadă adevărata valoare și asta e foarte bine, zic eu, dar cred că aici vă vede atât de puternică sau puternic mai târziu, încât pur și simplu îl răniți sau o răniți. Și ar cam vrea cumva, vezi tu, cu nebunul aici, simte că o ia razna, simte că nebunul, na, e cartea noului început, e cartea celui care riscă, care s-ar arunca și în foc, da, să fie cu tine. Îmi dă un pic impresia că îl înnebunești așa de cap. Sau nebunești de cap. Hai să clarific o carte asta, să văd ce-i cu treiul ăsta de spade pe viitor aici, că nu îmi place. Nebunul, iarăși nebunul. Și doiul de pentacule. De nebunul pe viitor. Un risc mare sau ceva riscant sau ceva se întâmplă între voi și magicianul. Un nou început. Eu cred că mai târziu și optul de cupe. Eu cred că mai târziu în cazul în care se întâmplă o ruptură, pentru că treiul de spade, da, automat, înseamnă, poate însemna și o ruptură. Uite, posibil ca unul dintre voi să plece. Da? Să plece după o nouă dragoste. Opa! Să plece după o nouă dragoste cu cavalerul ăsta de bâte și treiul de spade, da, și provoacă răni. Uite. Provoacă răni, dar se întoarce. E ca și cum... cred că are o aventură. Unul dintre voi o să aibă o aventură cu altcineva sau ceva în genul ăsta, nu știu. Și lucrurile se încheie, iar apoi încep iarăși să o luați de la capăt. Nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta, dar, na, pentru unii e posibil să se întâmple, pentru alții nu. Bun, dar ce văd? Că în trecut, că asta de fapt e întrebarea principală, că în trecut nu prea a dat doi bani pe voi, ați fost o relație așa
pansament, dar apoi lucrurile s-au schimbat, dar s-au schimbat radical. Vreau să clarific și șaptele la de spade și apoi încheiem, adică nu încheiem, că vă scot mesajele din... Da, cavalerul de bâte, vedeți ce am zis? V-am zis, cavalerul de bâte e superb, dacă vrei ca și aventura, adică ai tu chef așa de cineva să stai cu el o noapte, dar mâine nu te mai cunoaște, știi? Ceva de genul ăsta. Adică, na, în seara asta suntem ok, dar mâine dacă ne vedem pe stradă, fiecare cu gașca lui, fiecare cu treaba lui și nu își asumă nimic cu tine, știi? Chiar dacă te place, nu zic neapărat că nu te place, dar nu își asumă, el vrea în fiecare zi alta, e cam așa ai fost tu acolo în trecut. Numai în prezent văd că lucrurile se schimbă, își dorește soarele, își dorește să fie fericit. Cred că roata se întoarce, știi? Eu asta simt aici, că se întoarce roata. Văd că tu îi transmiți acolo telepatic rău de tot, nu știu ce tot îi transmiți. Dar îi transmiți o conexiune între voi doi extraordinară. Bun! Da, hai să vedem de aici ce avem. 2-3 mesaje de aici și gata, încheiem. Afecțiune și înțelegere. Bun. Este bine să-i arăți celuilalt afecțiunea pe care o porți. Asta creează legături strânse. Iar aici ai cuplurile fericite se înțeleg unul pe celălalt și se susțin unul pe celălalt. Da, într-adevăr. Perfect, adevărat. Da. Și ce mesaj mai ai din partea lui sau a ei? Deci să vorbiți unul cu celălalt, ține relația asta în picioare, să comunicați, să spuneți ceea ce vă deranjează, ceea ce vă place, ce nu vă place, adică cumva celălalt să poată să aibă ceva informații din partea voastră, că na. Cumva își dorește și un fel de apreciere din partea voastră. Vedeți voi? Nu știu dacă e leu, nu e leu, persoana asta de care mă întrebați, dar dacă e leu, să știți că leu atâta îi place să-l scarpin la... pe coamă, să-l mângâie așa pe coamă, de nu e adevărat, mai ales bărbații, lei, tutu, jale. Și văd aici că cartea asta cam asta mi-arată. Că îi place să fie apreciat, da? Să-i spui că e așa, că e așa, că e așa. Și așa și pe dincolo. Probabil că îi place să fie periat. Na, cam asta ar fi. Bun, dragii mei, eu v-am pupat. Sper că ați înțeles ceva din toată etalarea asta. Da, numai bine. Vă pup. Ciao!